Well, let's By the way, sir, ahead. I hear that Rick Warren was expelled from a Southern Convention. Yes. He was finally expelled by the SBC, which was Rick Warren a fost exclus din Convenția Baptistă de Sud, n-a vândut destule cărți. He did not sell enough books, so he was expelled. Not quite. But for years he was the model church. Yes, and that's to the embarrassment of the SBC. What can I tell you? Rick Warren wasn't the only problem inside the SBC. The SBC has a lot of other problems. Rick Warren nu este singura problemă a Convenției Baptiste de Sud. Mai sunt și altele. Rick Warren's argument is that the ordaining of women is a secondary issue, is not a primary issue. Rick Warren susține că ordinarea femeii este o doctrină secundară, nu primară. But there's a lot of other pastors high level within the SBC who think like Rick Warren. Și mai sunt alți păstori foarte influenți la nivel înalt în Convenția Baptistă care împărtășesc lui Rick Warren părerile. Who have reduced a lot of issues down to second, third level. Care au considerat multe lucruri foarte importante, le-au pus în categoria secundar, terțiar, ca importanță. But I think they finally took a step. There was an uproar with a lot of churches who, by the way, several thousand more SBC churches left the SBC. Several thousand. Câteva mii de biserici din convenție au părăsit convenția. Yeah, our church made that decision back in 1988. Biserica noastră a luat decizia să plece din convenție în 1988. These issues have not, these are not new issues. They've been coming around a long time. Astea nu sunt noutăți, stau de mult pe rol. Well, let's go back and let's look at the dating of the book of Matthew, please. Haideți să ne întoarcem la cartea Matei și să identificăm data scrierii. Depending on whose commentary you're reading, the dating of the book of Matthew is anywhere between AD 50 and all the way to AD 70. Este încadrată prin anul 80 după Hristos. 80? AD 50 to all the way to AD 70. Anul 60, AD, AD 60-70, da. Anul 60, între 60 și 70 după Hristos. Scuze. Yes. We know that it's after Jesus' ascension, but it's before the destruction of Jerusalem in 70, the year 70. Știm că a fost după înălțarea lui Isus scrisă, dar nu după distrugerea Ierusalimului, înainte. Because we know the fall of Jerusalem took place somewhere around AD 70, right? That was a pentru că știm că distrugerea Ierusalimului a fost în anul 70 după prorocie. And that would be Matthew chapter 24 verse 1. Just write that down. Matei 24 cu 1 este o referință, puteți să o notați. And then we get a hint about the dating of the book. If you look at Matthew chapter 27 verse 8, Matthew 27 verse 8, just write that down. O altă referință, Matei 27 cu 8, puteți să o rețineți? And we get the idea because there's a phrase inside of that verse that says unto this day or until this day. Putem să tragem concluzia din fraza care este menționată acolo, până în ziua de astăzi, este numită, este acea frază, acea expresie. So it's suggesting that it's sometime after this that Jesus, okay, sometime after Jesus when this book is written.
După perioada aceasta se sugerează că a fost scrisă cartea după acea perioadă. Once again, we get this idea from Matthew chapter 27, verse 8. Din 27 cu 8 putem să 27 verse 8. Correct. And then Matthew chapter 28 verse 15. Până în ziua de azi, Țarina Sângelui. Și apoi Matthew 20. Matthew 27 verse 8 and Matthew 28 verse 15. Și apoi 28 cu 15. Based on these two verses, this is where a lot of the surmising of the dating of the book comes from. Și pe baza acestor două versete se poate concluziona, deduce datarea cărții. So we get the idea also sometime after the ascension of the writing of this book. Scrierea cărții a avut loc după înălțare. Because remember that we had the scattering of the church or the Jerusalem church, okay? And that was due to persecution, and we could see that in the book of Acts, Acts chapter 8, verse 4. Acts chapter 8, verse 4. Și în Fapte 8 cu 4 este menționată persecuția și împrăștierea bisericii. Now perhaps one of the questions, if you think about this logically for a moment. Dacă gândiți puțin logic pentru moment, the writing of the Gospels would not have been necessary if as long as the church and the apostles were together, but that's not what happened. Scrierea Evangheliei nu ar fi fost necesară dacă biserica ar fi fost ținută împreună cu apostolii, însă nu a fost cazul acesta. Now, we also know that the quote by, remember in the first hour we talked about Irenaeus, bishop of Lyon. Țineți minte, l-am menționat în prima oră pe Ireneu. Now, he points to the Matthew's writing during the reign of Nero, during Nero's reign. El menționează domnia lui Nero. And that's why Peter and Paul were in Rome. Menționează domnia lui Nero, perioada în care Petru și Pavel erau în Roma. Now perhaps the frustration for our church members. Și aici vine frustrarea membrilor noștri. Now you know that typically we read a book from the left to the right. Typically that's how we read a book, from left to right. În tipic noi citim o carte de la stânga la dreapta, nu? And we automatically assign a chronological time frame when we read from left to right. Și automat lăsăm un fir cronologic de la stânga la dreapta. The problem that we have is that the Bible is not written chronologically. Is not correct. It's not formatted chronologically. Problema este că Biblia nu a fost formată, nu a fost asamblată cronologic. But our church members, when they sit down in the church pew and they listen to us, they have a built-in assumption that the book is from left to right, it is in chronological order. Însă oamenii care stau în bancă vin cu prezumția aceasta că Biblia este cronologic prezentată, compilată în mod cronologic. Toate cărțile vin în ordine cronologic. So you should find some time to explain these issues to your congregation because it helps them to approach the Bible. Ar trebui să îți faci timp să le explici lucrurile acestea membrilor tăi pentru că îi va ajuta să înțeleagă Biblia. Now, many of us preach expositionally, verse by verse, phrase by phrase, word by word. Mulți dintre noi predicăm expozițional, verset cu verset, carte cu carte. But the Bible is really formatted thematically. Însă Biblia a fost formatată, dacă vreți, tematic. Which is kind of strange for us who teach exposition. Și asta îi pare puțin ciudat pentru noi care predicăm expozitiv. Because we see the first five books of the book, the Bible, the Pentateuch, is the Pentateuch is by itself. Pentru că vedem primele cărți
Pentateuhul, care este de fapt o carte în sine. And then we see all of the historical books together. Și apoi sunt celelalte mănunchi de cărți istorice. And then we see all of the poetic books, right, together. Vin cărțile poetice, iar un grup de cărți. And then even inside the poetical books, like the Book of Psalms, it's confusing. Și chiar și în cărțile poetice, precum Psalmii, poate ești confuzat. Because the Book of Psalms is divided into the original Book of Psalms was five books put together. Cartea Psalmilor a fost de fapt o compilație a cinci cărți puse împreună. And we know that the first 40 verses, I mean the first 40 chapters belongs to the book of Genesis, the next set of books belongs to the book of Exodus, the next book belongs to the book of Leviticus, the next book belongs to the book of Numbers, the next book finally belongs to the book of Deuteronomy. The Psalms. Psalms. Primul grup de psalmi, prima carte a psalmilor este corespunde Genezei, al doilea grup de psalmi corespunde Exodului și așa mai departe. Fiecare cinci categorii din psalmi conectate la o carte din Pentateuh. And then we get to the book of then we get to the prophets, right? The major prophets, minor prophets. Apoi ajungem la profeții mici, profeții mari, profeții mici. And then we come into the problem of the gospels. După care dăm de problema evanghelilor. We really have to study the epistles to grasp what's happening in the gospels. Trebuie să studiem epistolele ca să putem deduce ce se întâmplă în evanghelie. The epistles highlights the gospel for us. It's not the gospel highlighting the epistles for us. Evangheliile aruncă lumină pe epistolele aruncă evanghelia pe evanghelii, nu evanghelia pe epistole. And we really should find time in our teaching schedule in the church to explain how the Bible is formatted and why it is the way it is to us today. Și ar trebui să ne găsim timp în biserică să explicăm detaliile acestea, de ce arată Biblia cum arată astăzi. Because a lot of church members talk about I'm confused, what happened when? Pentru că uneori unii membri sunt confuși și spun nu înțeleg cum s-au întâmplat lucrurile, cum se leagă aici. And for many believers it's shocking to find out that Matthew has been written late, already inside the ministry of Peter and Paul while they're in Rome is when Matthew is being written out for us. Mulți sunt confuși și nu înțeleg de ce Matei este încadrat în perioada când Petru și Pavel slujeau la Roma. About 5 years ago, they did a survey around the United States, right? Which doesn't really mean anything, but it gives you an idea. Acum vreo 5 ani de zile s-a făcut un sondaj în America, ceea ce nu are prea mare valoare, dar totuși se poate da o idee. And the over 90% did not realize that Matthew is not the first book in the New Testament. Și mulți n-au știut că Matei nu este prima carte din Noul Testament. So if you were asked your church members on Sunday, just dacă a simple question. Te duci duminică la biserică și întrebi pe membrii bisericii tale. Okay, you ask them which is the first book of the New Testament, the way we have it. Fraților, care este prima carte din Noul Testament? What would be the answer? Care ar fi răspunsul? James. What would be the answer? Care ar fi răspunsul? Galateni? Right. Nu. And most of them would Iacov. So most of them would be confused about Jim. The ordering of the book of the order of the book of Matthew inside the New Testament. Cei mai mulți ar fi confuzi de locul cronologic pe care l-ar afla Matei în Noul Testament. Now, please don't misunderstand me. I'm not speaking to you as a student of the Bible. I'm speaking to the congregation in general. How many would even know who the book was written originally to? Nu îți vorbesc acum ca student, ci adunării tale. Câți știu
De exemplu, cui a fost scrisă cartea? Because in a lot of churches, the Gentiles just extrapolate verses and apply it to themselves and don't understand the context it's written into. Mulți extrapolează când citesc în cărțile Bibliei tema neamurilor și iau acele versete și nu țin cont de contextul în care se scrie. My opinion, you should take some, this doesn't have to be a lot of time, but you should take some brief time to explain that New Testament organization to the church. Poate ar trebui să faci un timp foarte pe scurs să arăți ordinea Noului Testament, ordinea cronologică a Noului Testament în biserică. Or perhaps you want to provide a sheet of paper, you know, and just with some basic explanations how the New Testament is organized, and especially as we approach the book of Matthew. Sau chiar să le dai o foaie să noteze oamenii foarte pe scurt informații de felul în care a fost pus împreună Noul Testament. So now we come to the next idea is that who is Matthew writing to? What is the audience in mind that Matthew has when he writes this Gospel of Matthew? Următorul capitol dezbaterea noastră este legat de destinatari. Cui a scris Matei această carte? Mm-hmm. And so it's important that our people would understand that the Gospel was written originally to the audience of the Jews. That's who it's originally directed to. Este important să se știe clar că Matei a scris cartea aceasta evreilor, creștinilor evrei. So the cultural context becomes very important, that is directed to a Hebrew culture. Și contextul foarte, foarte evident acolo este unul ce ține de evrei. But at the same time, the Gospel of Matthew, it breeds a message for all people. Dar în același timp, cartea Matei respiră un aer pentru toată lumea, nu doar pentru evrei. Because it's proclaiming a messianic message of hope for the world and the great deliverer who is Jesus. Pentru că proclamă un mesia, un personaj mesianic pentru întreaga lume, un eliberator, care este Isus. And you heard this in the past. Și ați auzit asta în trecut. That the central personality of the Old Testament, că persoana centrală a Vechiului Testament, so the central personality of the Old Testament prophecy is the coming of the great king. Tema centrală a profețiilor Vechiului Testament este venirea împăratului. Who will rule in God's promised kingdom. Care va domni în împărăția promisă de Dumnezeu. And we see this throughout the Old Testament, which in reality is part of the book of Matthew. Și vedem asta în tot Vechiul Testament, ce se leagă foarte, foarte bine de cartea Matei. Because we see this over and over, we're told of a special person, okay, who has the righteousness. Pentru că din nou și din nou se repetă ideea unei persoane care se încadrează, are calitatea, neprihănirea. Who has the wisdom. Are înțelepciunea. Who has the power. Are puterea. Who has the authority. Are autoritatea. And who has the right to reign not only over Israel, but over the entire world, the earth. Și care are dreptul să domnească nu doar pentru peste Israel, ci peste întreaga lume. And that's why Matthew becomes a critical book as we transition between the Old into the New Testament. De aceea cartea Matei este una critică în ce privește tranziția de la Vechiul Testament la Noul Testament. Matthew is the one single book what we know as the New Testament that we see over 100 citations directly to the Old Testament. Matei are în mod unic peste 100 de citate din Vechiul Testament consemnate în ea. And it's the book that presents to us this great coming king. Who is he? Și este cartea care prezintă marele rege care vine. Cine este acesta? And that this great king is going to bruise the head of Satan. Și împăratul care vine va zdrobi capul lui Satan, capul șarpelui.
Matthew reveals to us that paradise lost is going to be paradise restored in the person of Jesus. Matei ne descoperă că paradisul pierdut este paradisul restaurat în Isus. He's going to take back man's dominion that was lost through sin. El va lua înapoi stăpânirea omului pe care omul a pierdut-o prin căderea în păcat. And that this person is going to establish the kingdom on earth that's going to extend into eternity. Și că acest personal, acest om va aduce împărăția pe pământ care se va întinde în veșnicie. So Matthew should not be reduced to a bunch of little cute devotionals like people reduce the book of Psalms to. Cartea Matei nu ar trebui redusă la niște învățături devoționale drăgălașe, cum fac cei mai mulți oameni de obicei cu ea. And because the book of Matthew, like the book of Psalms, is very quotable, and because it is very quotable. Și fiindcă această carte Matei este foarte ușor de citat. Matthew gets reduced to just quotes. Precum cartea Psalmilor, Matei este redusă doar la niște citate. Now we see the fulfillment of the prophecy in the book of Genesis chapter 3 verse 15. Please turn your Bibles to Genesis 3:15. Vedem împlinirea pasajului din Matei 3 cu 15, unde vă rog să deschideți la Geneza 3 cu 15. And he says, I will put an enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. So we see one major bridge being built from Matthew all the way back to Genesis that launches us all the way to the end of the book of Revelation. Vedem un pod care este construit de Matei din Geneza ce se leagă până în Apocalipsa. Well, turn your Bibles to the book of Genesis chapter 49. Deschideți în Geneza 49. Because from him we see this thing where it says scepter shall not depart from in chapter 49 verse 10. Genesis 49 verse 10. 49 cu 10 spune. It says scepter shall not depart from Judah nor the ruler's staff from between his feet. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui. This is the gospel of royalty. Până va veni Silo și el va, de el vor asculta popoarele. And este Evanghelia regalității. And we know that this could not be said of any other Old Testament king, that it could only apply to the coming of the great king, that's the person of Christ, Jesus. Și știm că aceste cuvinte nu se potrivesc niciunui alt rege din Vechiul Testament, ci se aplică doar marelui împărat Mesia. And a careful study of the book of Matthew reveals a number of things for us. Și o studiere atentă a cărții Matei ne va descoperi multe lucruri. Because it's filled with a whole host of different predictions, okay, that refers to the reign and to the reign of Christ. Pentru că este plină de predicții legate de domnia propriu-zisă a lui Isus. And we get this language like everlasting, eternal, forever. We see that kind of language flourish in the book of Matthew. Găsești limbajul acela, expresiile acelea, veșnic, viacul viitor, toate ideile astea despre veșnicie. And we know that it could not apply to some merely human, to any merely human king. Și toate aceste aspecte sunt clar neaplicabile unei persoane doar umană. And we see this prophecy in Genesis chapter 49 verse 10. We see it flourish inside the book of Matthew. Vedem prorocia aceasta din Geneza 3 cum este înflorită și împlinită în Matei. Once again, go back to verse 10, Genesis chapter 49. Geneza, o altă referință, Geneza 10 cu 49.
The scepter shall not, verse 10. 49 cu 10, scuze. Da. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of all peoples. Toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Silo și de el vor asculta popoarele. We see the coming of these different predictions and different prophecies come to life in the book of Matthew. Și vedem împlinirea acestor predicții, acestor prorocii împlinite în cartea Matei. The words of the Lord spoken to David, remember, through the prophet Nathan, okay? It could not refer to David, it had to refer to somebody else. Cuvintele Domnului au venit prin Nathan către David, dar nu se potrivesc lui David, ci altcuiva. We see in open your Bibles to 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7 and look at verse 16. Verse 16. Deschideți în 2 Samuel capitolul 7 cu 16. He says, "And your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever." 7, chapter 7. Second Samuel chapter 7 verse 16. 16. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. And at the moment it leaves us a little bit perplexed and confused. Pe moment te lasă perplex și confuz. That's because David's kingdom was divided and it was shattered as soon as his Solomon died. Pentru că imediat ce moare Solomon, împărăția se face țăndăr, împarte. And as far as we know, yet it has never been reestablished yet. Și din câte știm până astăzi, nu a fost restabilită această împărăție. Turn your Bibles to the book of Psalm chapter 2. Întoarceți la cartea Psalmilor, capitolul 2. And look at Psalm chapter 2, look at verse 6, 7, and 8. Psalmul 2, 6, 7 și 8. It says in verse 6, "But as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain." Totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. "I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, 'You are my son, today I have begotten you.'" Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. He says, "Ask of me and I will surely give the nations your inheritance and the very ends of the earth as your possessions." Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. It's the book of Matthew that begins to show us how this is going to develop and unwrap itself. Este cartea Matei care începe să ne arate cum se desface această prorocie, cum se dezvoltă această prorocie, cum se împlinește. Well, stay with me in the book of Psalm. Go to Psalm chapter 24, verse 10. Psalm chapter 24, verse 10. Rămâneți tot în Psalmul 24 cu 10, ultimul verset. "And David calls the coming one," right? The coming one. This is in reference to this king that's mentioned in Matthew. David îl numește cel ce vine, împăratul ce vine. He says in verse 24, Psalm 24, verse 10, he says, "Who is the King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory." Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. And we see that the coming king is spoken of in similar ways. We see this in Psalm chapter 45. În Psalmul 45 este menționat în aceleași expresie acest împărat. We see this in Psalm chapter 72. În Psalmul 72, același limbaj. We see this in Psalm chapter 110. Același limbaj în Psalmul 110. Hang on a second. I got people trying to call me and they don't realize I'm teaching class.
Okay. So now, then we have this other thing called the prophets, okay? The prophets speak of this great king as both being human and divine, and this now adds more confusion. Apoi îi găsim pe proroci referindu-se la acest împărat care este și uman și divin, și confuzia este și mai mare. Now, it's the prophet Isaiah who tells us that this king is going to be born of a virgin. Este prorocul Isaia care spune că acest împărat va fi născut dintr-o fecioară. Well, turn your Bibles to Isaiah chapter 7, verse 14. Isaia 7 cu 14. Now he says in Isaiah 7:14, he says, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear son, and she will be called, and she call his name Emmanuel. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emmanuel. It's also the book of Matthew that reveals to us the fulfillment of this prophecy, as well as the prophecy in Isaiah chapter 53. In Isaiah chapter 53, turn your Bibles there. Tot în Matei se regăsește împlinirea prorociei din Isaia 53. Deschideți la Isaia 53. And I want to look at verses 3, 4, 5, 6, and 7. Și vreau să ne uităm la versetele 3, 4, 5, 6. No, 4, 5, 6 și 7. And it's the book of Matthew that dramatically presents to us, okay, the fulfillment of this horrible prophecy. Și cartea Matei ne prezintă împlinirea acestei prorocii orifice, groaznice. And we see this in Matthew, that he would be despised, he would be forsaken, he would be stricken. Vedem toate lucrurile astea în Matei întâmplate. El a fost disprețuit, a fost părăsit, a fost persecutat. It's in Matthew that see he's going to be pierced through, he's going to be crushed. În Matei este menționată străpungerea lui, zdrobirea lui. It's in Matthew that we see that he is chastened, he is scourged. În Matei este urmărirea lui, este bajocorirea lui. It's in Matthew we see that he's oppressed and afflicted. În Matei este menționată rănirea lui și oprimarea lui. Open your Bibles to Isaiah chapter 53, starting in verse 3 down to verse 7. Isaia 53, de la 3 la 7, citim. In verse 3, he was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face, he was despised and he was not, and we did not esteem him. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Surely our griefs he himself bore and our sorrows he carried, yet we ourselves esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Totuși el suferințele noastre le-a luat asupra lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. In verse 5, but he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities, the chastening of our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. It's in verse 6 in Matthew we see the revelation of this. În versetul 6 este descoperit lucrul acesta în Matei. He says in verse 6, and all of us like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the iniquity of us all to fall upon him. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. We see this coming to life of verse 7 in the book of Matthew. Look what he says. Și vine la viață în Matei și versetul 7 din Isaia 53. Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth like a lamb that is led to slaughter and like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth.
când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. And it's the book of Matthew that we see the revelation of what the prophet Daniel said. În Matei se vede împlinit și ce spune prorocul, prorocul Daniel. Daniel speaks of him, Jesus, as the one like a son of man. Daniel face referire la Isus sub denumirea Fiul Omului. You realize that the study of the book of Matthew is a very solid, healthy diet of the Old Testament and how it ties into the New Testament. Vă dați seama ce dietă sănătoasă și bogată de Vechiul Testament este regăsită în Matei? Turn your Bibles to Daniel chapter 7, verse 13. Întoarceți la Daniel, Daniel 7. And one of the advantages of walking through literally, verse by verse, all 28 chapters of the book of Matthew. Și un avantaj foarte mare a predicării verset cu verset în toate 28 de capitole din Matei. Because expositionally allows you to go verse by verse, phrase by phrase, word by word. Expozitiv mergi prin verset cu verset, capitol cu capitol. Where it pricks the conscience of man. Cuvânt cu cuvânt și asta străpunge conștiința omului. But it takes you to a practical application as a believer in the church. How am I to live my life? Și te duce și la aplicația aceea foarte practică pentru credincios în biserică. Cum să-mi trăiesc viața? In Daniel chapter 7, verse 13. În Daniel 7, cu 13. The prophet said, I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming. And he came up to the Ancient of Days and was presented before him. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Well, go back to the book of Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9. Deschideți înapoi în Isaia 9. And look at verse 6 and 7. Și uitați-vă ce spune versetul 6 și 7. We're told in verse 6, for a child will be born to us, son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui, și îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. It's Matthew that reveals to us the truth of what happens in verse 7. Este Matei cel care ne descoperă ce se întâmplă de fapt în versetul 7 din Isaia capitolul 9. In verse 7 he says there will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăția lui, împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprionire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. It's in Matthew where we understand that he is Emmanuel. În Matei înțelegem că acesta este Emmanuel. He is Emmanuel that has come in the flesh. Emmanuel venit întrupat în carne. Which means God with us, Emmanuel. Care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Well, just turn back two chapters and go to Isaiah chapter 7, verse 14. Întoarceți în Isaia 7 cu 14. He says in Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. De aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emmanuel. Go back to Matthew and go to Matthew chapter 1 verse 23 with me. Deschideți chiar în Matei 1 cu 23. In Matthew 1:23, he says, behold, the virgin shall be with child and shall be a bear and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translates means God with us. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emmanuel,
care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Matthew, if you would take the time, it is an exciting book because we see for the first time as we enter the New Testament, okay, we see the entire Old Testament coming to life to us today. Matei este o carte entuziasmantă pentru că pentru prima dată când deschizi Noul Testament, vezi cum vine la viață tot Vechiul Testament. Any questions so far? Aveți întrebări? This person called Jesus rejected by Jews based on his claim to be divine as a king, also because in general every king was considered divine in any culture. Mm-hmm. Mm-hmm. But remember, because of the apostate state of Judaism, they and the misunderstanding of the prophecy of the coming of the king, they rejected him outright because they were in a state of sin beyond their imagination. Hristos a fost respins din start din cauza stării de apostazie de către Israel. Erau corupți până dincolo de imaginație. Well, let me ask you a question. Where do you and I, as pastors, see in our churches people who act and believe that they're to work for their own, that they're to work for their own salvation based on their own righteousness? Unde îi vedem pe oamenii noștri din bisericile noastre că încep să muncească, să facă faptele prin care să-și câștige propria iertare de păcate, mântuirea? All of that comes from Judaism. De unde au mentalitatea asta din iudaism? I mean, think about it. Jesus comes into the book of Matthew, right? And he is repudiating everything about Judaism as they practiced it. Gândiți-vă la ce face Isus în cartea Matei, cum face praf Isus întregul iudaism. They were not happy with Jesus. De asta nu i-a lăsat prea fericiți. And if you honestly teach through Matthew, you can relate it to the current religious state that our churches find themselves in today. Dacă predai cartea Matei cu credincioșie, o vei relaționa foarte bine la starea de fapt a bisericii de astăzi din fiecare țară. I will guarantee you, you will not be making friends. Îți garantez că nu îți vei face prieteni predicând din Matei. My job is not to make friends. Și slujba mea nu este să îmi fac cât mai mulți prieteni. And I work hard at that. Și îmi dau toate silințele. My job is to make disciples. Slujba mea este să fac ucenici. Okay, I just realized we went over time. Let's take our 10 minute break. Mi-am dat seama că Marcel a plecat mai repede. Sunt aici, n-am plecat, dar camera îmi joacă, nu, n-am reușit să